Gabi, mulțumesc. Informație de ultimă oră. Un cetățean sirian care practica stomatologia fără drept și medicul care l-a angajat au fost reținuți. Este vorba despre medicii care aproape că au mutilat-o pe fosta Miss România. Colega mea, Maria Coman, senior editor, Antena 3 CNN, vine cu toate informațiile. Maria, bun găsit. E extrem de grav ceea ce se întâmplă, mai ales că medicul acesta fals, care n-avea niciun fel de pregătire, a făcut 10 de intervenții. Există într-adevăr o lipsă de control, să spunem, pe piață din acest punct de vedere, pentru că oamenii în încercarea de a găsi poate tarife ceva mai reduse apelează la acești falși medici care, din păcate, ajung să îi mutileze. Vorbim aici despre o fostă Miss România 2019, care a fost la un pas de tragedie după ce a nimerit pe mâinile acestui medic dentist fals anul trecut, undeva în toamnă. Căuta un cabinet stomatologic, înțelegem, care să fie deschis non-stop, pentru că avusese o criză, avea dureri foarte puternice la o măsea. Când a ajuns acolo, doctorul respectiv nu i-a făcut nici radiografie, nu i-a dat nici tratament. Pur și simplu i-a scos măseaua sub care înțelegem că era o infecție, ajunge cu această infecție generalizată aproape spre septicemie, aproape spre infecție generalizată, așadar nu este, spuneam, din păcate, singurul caz care s-a petrecut în România ultimilor ani de genul acesta. Au existat cazuri de falși medici stomatologi, de falși medici dermatologi care au făcut fel de fel de intervenții estetice. În acest caz a fost depusă o plângere penală și sunt voci care cer o verificare generală a tuturor clinicilor de stomatologie, tocmai pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple. Acum este o anchetă în derulare, spuneam, a fost depusă plângerea penală, au fost făcute și rețineri. Direcția Generală de Poliție a făcut aceste rețineri în vederea depistării a doi cetățeni sirieni care sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitare fără drept a unei profesii sau activități și fals în scrisuri. Sunt cei doi care au intervenit în cazul fostei Miss România, care la momentul respectiv a ajuns la spital în stare destul de grav. Maria, îți mulțumesc mult pentru toate aceste informații.